Aduți aminte de fiecare dată că rușinea nu face decât să ascundă ceva și că doar tu ai puterea să scoți din ascunzătoare motivele reale. Rușinea este o emoție puternică și profundă și înseamnă de cele mai multe ori că avem un secret pe care nici în ruptul capului nu vrem să fie descoperit, întrucât am avea senzația că intrăm în pământ de rușine dacă s-ar afla. Fiind atât de ascunsă în interiorul nostru, ea poate avea cauze multiple, dintre care cele mai cunoscute ar fi: abuzurile verbale duc la un complex de inferioritate care lasă urme grave asupra propriei personalități. Spre exemplu, părintele care își jignește în mod repetat și pe perioadă mai lungă copilul, spunându-i că nu este bun de nimic, că nu se va alege nimic de viața lui, că va fi un ratat. Îi va produce copilului o traumă atât de mare, încât îi va fi foarte greu pe viitor să se exprime liber, să-și spună părerea, să-și susțină punctul de vedere, să aibă încredere în el, efectiv să-i fie rușine cu el. Pentru că ajunge să creadă cu tărie ceea ce părintele i-a băgat în cap de-a lungul anilor în mod repetat. Comparația nu neapărat cu alții, ci în special cu propriile standarde sociale, spre exemplu: îmi este rușine cu familia din care provin, de faptul că nu am suficienți bani, că nu arat așa cum cred eu că ar trebui să arăt și ca atare nu ies în lume și nu merg acolo unde îmi doresc, ca să nu mă fac de râs. Este o cauză extrem de periculoasă, întrucât duce la anxietate socială și te blochează să evoluezi și să ajungi unde îți dorești. Te oprește să-ți urmezi visul și calea către propria realizare. Eșecul are de cele mai multe ori ca efect rușinea de a mai ieși în lume și de a da ochii cu cei cunoscuți, familie, prieteni, colegi. Ori, tu trebuie să înțelegi că drumul spre succes este pavat cu foarte multe încercări, așa că nu trebuie să-ți fie rușine de nereușitele tale, pentru că exact acestea te vor ajuta să ajungi mai devreme sau mai târziu acolo unde trebuie să fii. Asumă-ți aceste experiențe, pentru că un om bogat nu este acela care are doar bani, ci și cel care are multe experiențe. Din cauza rușinii suntem tentați să ne izolăm de societate, de prieteni și, cel mai grav, de noi înșine. Vrem să ne ascundem atât de tare încât pot apărea probleme serioase de sănătate: acne, anorexie, bulimie, dependența de substanțe și alcool, anxietate, depresie și uneori chiar și boli autoimune. Dacă jena este o formă acceptată de rușine, spre exemplu, nu pot să ies gol pe stradă, nu pentru că mi-ar fi rușine de corpul meu, ci pentru că ne supunem unor norme sociale, rușinea nerecunoscută și neacceptată poate duce fie la furie, mânie, agresivitate, fie deopotrivă la o timiditate excesivă. Indiferent care ar fi cauza și orice formă ar lua rușinea, este important să o recunoaștem, să conștientizăm că o avem și că ne împiedică să ne manifestăm liber. Așa că, atunci când simți că ți este rușine, pune-ți întrebări de genul: de ce mă simt așa? Ce ascund și nu vreau să se afle? De ce mi-este teamă? Și adu-ți aminte, de fiecare dată, că rușinea nu face decât să ascundă ceva și că doar tu ai puterea să scoți din ascunzătoare motivele reale. Vorbește cu tine din suflet, caută tot ce e mai bun în tine și nu te lăsa prada acestor emoții. Ai curajul și înfruntă orice situație pe care tu o crezi penibilă, altfel nu-ți vei găsi liniștea și te va măcina la nesfârșit. Îți trebuie doar o secundă de curaj să înfrunți rușinea atunci când apare și vei vedea efectele instantaneu. Adu-ți aminte că ești o ființă liberă și că viața este un dar pe care l-ai primit ca să te bucuri de el.